Doi polițiști din comuna Romos au reușit să salveze în ultima clipă viața unui bărbat care, din motive încă neelucidate, a decis să-și pună capăt zilelor. Ieri seara, în jurul orei 22, soția bărbatului a alertat poliția din Orăștie cu privire la faptul că soțul ei, în vârstă de 28 de ani, intenționează să recurgă la un gest necugetat. Din fericire, intervenția promptă a polițiștilor s-a finalizat cu salvarea bărbatului, pe care l-au găsit spânzurat de creanga unui copac din pădurea de lângă sat. Ca urmare a informațiilor primite chiar de la soția tânărului, polițiștii au reușit să identifice autoturismul folosit de tânăr, care era parcat pe un drum comunal în zona Romos, iar în pădure au reușit să îl identifice pe tânărul respectiv, căruia putem practic spune că i-au salvat viața cei doi agenții de poliție prin susținerea părții inferioare a corpului tânărului și acordarea primului ajutor, după care tânărul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la o unitate de specialitate pentru acordarea îngrijirilor medicale.